Omenirea trebuie pregătită să accepte că în spațiul infinit ar putea fi și alte forme de viață. Este mesajul celor de la Agenția Spațială Americană, care au angajat 24 de teologi și preoți de religii diferite care se pregătească pe credincioși pentru această veste. Indiferent ce ființă va fi descoperită în univers, l-ar avea ca tată tot pe Dumnezeu, spun preoții ortodoxi. Cu telescoape tot mai performante, țintite la miliarde de ani lumină de pământ, oamenii de știință pregătesc răspunsuri pentru mai multe întrebări. Ce există între pământ și ceea ce creștinii numesc rai? Cum se va schimba percepția credincioșilor față de Dumnezeu? Cum ar putea fi afectate anumite convingeri dacă am afla că există extratereștri? Cum ar fi schimbată povestea creației? Preoții ortodoxi spun că pentru credincioșii lor nu va fi nicio problemă să accepte că în univers mai sunt și alte forme de viață. Avem o raportare, să spun, către o ființă extraterestră, și anume față de îngeri. În lumea creștină există această concepție conform căreia Dumnezeu a alcătuit lumea dintr-o lume văzută și o lume nevăzută. Să nu cumva omul să creadă că o ființă extraterestră este zeu sau Dumnezeu sau mai știu eu ce, în așa fel încât să cadă într-un fel de idolatrie. Administrația Națională Aeronautică și Spațială, pe scurt NASA, a angajat o echipă formată din preoți, rabini și imami pentru a oferi explicații pe înțelesul credincioșilor. E dificil să spunem că Dumnezeu este, hai să zicem, liderul spiritual al planetei Pământ, adică Dumnezeu se extinde undeva pe tot universul. Religia este cel puțin o necesitate, pentru că ea încearcă să aducă la un nivel simplificat o percepție a noastră despre lumea în care trăim. Studiul NASA a pornit de la statisticile potrivit cărora cultele religioase au miliarde de adepți. E puțin probabil să descoperim viața extraterestră, pentru că Iisus Hristos, bunoară, spune în Evanghelie că casa tatălui meu sunt multe lăcașuri. E foarte posibil să acceptăm că în atotputernicia sa Dumnezeu va fi putut crea nu doar alte forme de viață inteligentă, ci și alte universuri. În condițiile în care mai există adepți ai teoriei potrivit căreia Pământul este plat, antropologii nu exclud ca o eventuală veste despre descoperirea unei civilizații extraterestre să provoace noi teorii ale conspirației. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.